Hei, salutare dragilor și bun venit la un mini scurt episod din Avgâ Răspunde la Întrebări. Daniel ne întreabă, când ai mai multe stecuri de ceva în inventar, cum faci să le pui pe toate în cutie? Uh, pentru acesta m-am gândit să fac un, un scurt uh, episod. Uh, am venit aici de departe, de pe insula mea, am creat o lume în creativ am zis că să fac direct în lumea mea, am venit pe această insulă și era aici un mic deal de nisip și l-am defrișat ca să l-am dărmat pe tot cu super lopățica mea ca să avem să avem mai multe stecuri de ceva cum mă întreabă în acest episod scurt aș dori să acopăr practic toate comenzile elementare din Minecraft cel puțin din Minecraft Vanilla și da, în afară de W, A, S, D pentru față, spate dreapta, stânga și sărit dreapta mouse, stânga mouse sunt unele comenzi pe care nu toți le știu și m-am gândit să fac acest scurt episod cât încă mai am lumină A, am și un pătuț, bun hai să punem pătuțul aici pentru orice eventualitate în primul și în primul rând noi știm că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 sunt comenzile de pe Quickbar. De asemenea, putem să le schimbăm cu rotița. Cum ne este mai la îndemână? Dacă, de exemplu, sunt pe lopată și vreau nisip, pot să schimb cu, cu rotița ca să nu mă duc direct la 6. Da? Dacă am nisip pe Quickbar și am nevoie de nisip sau da, orice aș avea nevoie de. De pe quickbar pot să dau click cu rotiță pe el, mouse 3 practic, și îmi schimbă pe quickbar materialul respectiv de care am nevoie. Pământ, nisip. Hai să exemplificăm mai bine. Deci, pământ, dau click pe rotiță, pe mouse 3, nisip. Pământ, nisip. Pământ, nisip. Ca atare, dacă eu lucrez la ceva și am nevoie de mai multe materiale, pot să schimb cu rotița sau dau direct pe ce am nevoie. Pam, pam, pam și am și umplut aici. Așa. În al doilea rând, așa s-a făcut și zi, în al doilea rând, putem să ne organizăm inventoriul de pe QuickBar foarte simplu cu aceleași cifre pe care le acționăm și de aici. Pardon, Asta era pasul următor. Uh, 1, 2, 3 și așa mai departe. Putem să le folosim direct. Uite, aici este 6 și 7, da? Să zicem că eu nu mai am nisip. Am construit cu nisip sau cu ce vreau eu să construiesc. Uh, am construit și decât să mi le iau și să mi le pun manual, aș putea să uh, dau, țin mouse-ul pe ele și să dau direct cifra de care am nevoie. Dacă, de exemplu, vreau să schimb lopata pe aceasta cu aceasta pot să dau pe aceasta, click direct 5 și mi le schimbă. Deci nu trebuie neapărat să fie gol, ci schimbă golul cu ceva. Uh, sabia mea stă de obicei pe 3. Pam! Uh, am nevoie de târnăcopul de diamant. Apăs 1. Țin mouse-ul peste, nu apăs nimica și apăs 1. Acesta este un lucru foarte important, mai ales dacă avem nevoie să construim ceva. Servus! Avem nevoie să construim ceva cu multe, multe resurse, de exemplu uh, hopere. Da? Pentru hopere avem nevoie de multe cutii și mult fier. Putem să luăm resursele respective, uite, ăsta e 6, eu dacă apăs 6 în crafting, ori craftingul mic de aici, ori din crafting table, din masa de lucru, poate să mi le pună direct aici. 5-6, 5-6 și pot să fac direct sandstone. Așa. Întrebarea lui Daniel, cum fac să mut în cutie mai multe chestii de același fel? Mai multe stecuri, mai multe obiecte, indiferent. Poate să pot fi și săbi, de exemplu, orice. A, ei, un obiect din inventorii tău, nu trebuie neapărat să fie nisipul în cazul nostru. Eu vreau să mut tot nisipul. Ei, orice obiect și dai Shift, dublu click pe el. De asemenea, funcționează și înapoi. Shift, dublu click. Poate să fie și chestii, obiecte care nu se stecuiesc. Shift, dublu click. Shift, dublu click. Shift, dublu click. Nu trebuie neapărat să fie nisipul, de exemplu. Că rămân cu el în mână. După aia, pe asta mi-l pun înapoi unde am nevoie. Poate să fie și nisipul pe care dau shift, cu care dau shift dublu click, dar nu neapărat. E, uh, altă chestie importantă este dacă vreau să arunc ceva pe jos, de exemplu acest tărnăcop, da? Apăs Q. Dacă vreau o luminare, apăs Q. Q. Q Q Q Q Q. Da? Dacă vreau să arunc un stec întreg, pot să apăs Q Q Q Q Q Q Q Q Q. Foarte multe Q-uri, da? Dar un stec are foarte mult din el, nu? Pot să apăs control Q. Și am aruncat tot stack -ul. Același lucru este valabil și din inventory. Trebuie să țin mouse-ul pe obiectul respectiv și apăs Q. Q, 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 Q. sau Control Q. Și am aruncat tot stack -ul. Mai încercăm o dată. Q, 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 Q. Din asta am aruncat câte unul. Dar pe ăsta vreau să-l arunc complet. Control Q. Și l-am aruncat cu totul. Așa. Ce -ar mai fi foarte important despre care să vorbim, este despre care să vorbim, bravo, așa. Cel mai fi important despre ceea ce putem să vorbim este cum ne organizăm lucrurile. Dacă eu am, de exemplu, ceva în o cutie, tot timpul se încarcă din dreapta spre stânga, adică vine mai întâi în quick bar, din dreapta spre stânga, iarăși în quick bar, nu mai este în quick bar loc, vine dreapta jos și ca atar se încarcă din această direcție. Dacă nouă ne place să le avem din stânga la dreapta, ei, încă nu există nicio metodă de a le de a schimba această regulă. Dar trebuie să avem în vedere că vine din dreapta spre stânga. Cum le car, cum duc un stack? Shift-click. Dacă dau shift dublu click, nu se întâmplă nimic, fiindcă odată primul click mi-a transpus-o și al doilea click dau un gol. Ca atare trebuie să am ceva în mână. Shift dublu click. Shift dublu clic. Așa. Și încă două lucruri foarte, foarte scurte pe care vreau să le acopăr. Este tasta Shift. Cu tasta Shift nu numai că putem, de exemplu, să ținem tasta Shift apăsat, vedem că ne aplicăm. Dacă suntem și în F5, vedem că ne lăsăm pe vine. Dar cu tasta Shift, dacă ne deplasăm într-o direcție sau alta, dacă o ținem bine apăsată, nu cădem de pe blocul respectiv. Uite, eu acum practic stau în aer. Stai să apăsăm și F1. Eu acum practic stau în aer, dar încă stau pe acel bloc de nisip. Țin în Shift-ul apăsat. Dacă dau drumul la Shift, risc să cad. Dar dacă țin Shift-ul apăsat, eu rămân tot timpul pe acel bloc. Așa. A doua chestie cu tasta Shift este dacă sunt pe o scară și țin tasta Shift, eu rămân la poziția respectivă unde am apăsat Shift-ul. Vedem, uh, vedem că stau pe loc. Eu țin acum doar tasta Shift. Dacă dau drumul, o să cad înapoi pe scară. Dacă mor pe scară și țin Shift-ul, rămân în poziția în care am avut nevoie. Așa. Și a treia chestie cu tasta shift. Dacă vrem să punem blocuri pe niște uh, obiecte cu care se poate interacționa, de exemplu o cutie sau un crafting table, uite, eu dacă aș vrea să pun un bloc aici deasupra, n-aș putea să-l pun nici aici. Evident că se poate folosi un piston care împinge un alt bloc deasupra, dar este mult mai simplu să ținem tasta shift apăsat și să punem pur și simplu ce avem nevoie, deoarece ținând tasta Shift nu interacționăm cu respectivele obiecte cu care se poate interacționa. Așa că, Daniel, sper că ți-am răspuns și ție la întrebare, sper că am răspuns la multe întrebări ale altor utilizatori, sper că v-a plăcut acest mini scurt episod de afgă răspunderea la întrebări. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, m-ar bucura enorm de tare și mai ales un subscribe. Și vă urez o zi mirifică. Pa pa.